Bulba săptămânii vine, în schimb, de la TVR2. Priviți în ce hal a ajuns cuvântul furtună. O furtună puternică a provocat pagube importante stațiunea Soci. Fată dragă, cu tine nu avem cum să fim triști, chiar dacă ne pălește furtuna, sau cum ai zis tu, da. O furtună puternică a provocat pagube importante stațiunea Soci. În mod normal, n-ar trebui să te mai difuzăm, dar bulba este atât de drăguță că nu ne putem abține. Furtună puternică a provocat pagube importante stațiunea Soci. Drăguță! Da, tulburare, o furtună, într-o televiziune normală, dacă s-ar fi întâmplat o bâlbă ca asta, băi, aveai parte de o noapte futunoasă în birourile, șef, băi, subliniez, în birou, nu pe, ni sub el, da?